bună, vreau să vorbesc despre un om deosebit. Adică l-am cunoscut așa printr-un prieten, am fost la el acasă și mi-a un prieten, Chris îl cheamă, și-a zis hai să mergi cu mine să-l cunoști pe Vasilea Damescu. Vreau să vorbesc despre Vasilea Damescu. Un om deosebit, un om special și un om foarte... Da, și vreau să povestesc mai întâi, până vom ajunge, să povestesc cum a fost la el acasă. Asta că el ce-a născut de mic, cu niște probleme. Ea, el nu vedea, nu vorbea și nici nu auzea. Deci, e un caz destul de complicat pentru un, un, un copil care are problemele astea. Dar așa a fost că nici părinți nu avea. Era orfan și a fost crescut de o bunică. Și el a fost adus la școală în Cluj, că el în Cluj a învățat și, și o doamnă profesoară s-a ocupat de el, Florica o cheamă, și treptat, treptat, în ani și în ani, el a început să înveți să vorbească câte un pic. Și, dar și în timp a făcut căsăși de sculptură și a, devenit, a fost și profesor acolo la școala aia și Treptat, o evoluat, au evoluat foarte mult și chiar a început să fie mult. Eu cred că mult mai evoluat decât mult, s-a dezvoltat și este unul dintre cei mai dezvoltați oameni uh, care sunt în, în situația dată. E doar el și o doamnă din America, Helen, care o cheamă, care au care și-au depășit condiția cu adevărat. Și el, pot, putem spune acum că este un chiar un om deștept, foarte inteligent, a scris -o, chiar și o carte autobiografică despre viața lui, despre cum și-a depășit condiția și despre amintirile lui. Și chiar are o memorie extraordinară. Deci și-a adus aminte de toți și de doamna care făcea curățenii. Și de toți are un cuvânt de, de bine și un cuvânt de mulțumire. Și așa, treptat, am învățat, am învățat, a început să descopere. Și vreau să spun că atunci când am mers la el acasă, că el, el nu vorbește sau vorbește, vorbește. A început să vorbească, vorbește. Dar i-am scris în palmă, așa cu litere. I-am scris mult sănătate. Dar și mi s-au părut super, super uh, diferit față de alți oameni. Mi, mi, mi s-au părut un nou obișnuit care trăiești viața lui și o trăiești frumos și o trăiești. Trăiește o viață normală, chiar dacă pare diferit față de cei din jur. E un om normal, e un om care a evoluat. Și asta e, e până la nu s a produs minunea, Că mai sunt cazuri la fel care au aceleași probleme. Dar ei n-au reușit să se dezvolte, n-au reușit să învețe, n-au reușit să, să ajungă la nivelul la care a ajuns el. Și de deci ce el avea și setea de, de, a cunoaște. Și așa a fost destinul că a întâlnit, în, în, a întâlnit și oameni care s-au ocupat de el și care l-au ajutat și s-au depușit condiția. Și chiar și mi-a sculpturi de-a lui. Îi place să joacă șah îi place să navighezi pe internet, îi place să, să pe internet, să călătorească, chiar au călătorit. Chiar și este un om foarte credincios. Mergem fiecare ca duminică la... Și are o memorie, chiar el mergând pe stradă, știi, are o memorie foarte bună, își aduce aminte cât pași sau cât, cât, cât care e distanță de aici, de exemplu, până, nu știu să zicem, până afară sau până peste drum sau până la biserică sau până, nu știu, până la colț. Și mi-a plăcut mi omul ăsta, mi s-a plăcut un om deosebit, un om special și un om... Dar am vrut să spun că nu știu despre cartea lui, dacă sunt mai bine, unde, unde poți să găsești cartea lui autobiografică a lui Vasile Adamescu. Și am vrut să vorbesc despre el pentru că cred că el merită uh, povestea lui să ajungă la lumină și cât mai mult să o cunoască, pentru că el... El este unul dintre oamenii care aduce lumina, care este o lumină și aduce lumina în viața asta și n-am văzut în el nici tristețe, nici dezamăgiri, nici cărtiri, nici, zic, să pară trist, dar se comporta la fel de firesc ca noi și chiar mai plin și mai bucuros de viață cum suntem noi. Chit că noi suntem mulți dintre noi. Avem și noi probleme, dar nu se compară cu problemele lui. Și îmi place mi-a plăcut experiența asta să o cunosc și sper că, dar nu știu, dacă vremea mai multe detalii, dacă vrei să afli, mai am cum a evoluat, cum și chiar s-a dus la el în sat. Mi s-a părut interesant. Și oamenii, oamenii din sat, mai de mult știți cum o să oameni la țară, mai în vârstă, nu au carte și deci el, el îi bătea, îi bătea în sens, el știa să scrie, avea o inteligență deosebit vreau să spun, în de sus. Avea... Și a fost, în fond, un miracol, pentru că doar el, și cum v-am mai zis, și -a american ca a devenit... Și putem spune că acum este un om uh, împlinit, pentru că face ceva, face ceva deosebit și este un om inteligent, este un om evoluat și chiar dacă din start nimeni Nimeni nu i-a dat nicio șansă, dar până la urmă contează disciplinația, unde vrei să ajungi. Și și m-am bucurat că l-am cunoscut, mi-am dat seama că uh, nu suntem atât de trist sau părerea noastră. Și dacă vrei să afli mai multe informații despre el, poți să uiți pe internet, poți să uiți pe YouTube. Sunt și alte filmuleți în care eu v-am zis așa din, din experiența mea uh, ce mi s-a părut interesant și dar ce mi-a fost mai interesant a fost că când a fost acolo la el, și când așa ne-am simțit foarte bine, noi în preajma lui, așa direct de de-a trecut timpul, parcă nici nu, nu a fost timp. Așa că, deșer fie că mulți, mulți oameni să o cunoască și să afle de povestea lui și să afle toată lumea de povestea acestui om deosebit, acestui om care merită să fie văzut de toată țara. Și de, de, întreaga lume, de ce nu? Și să fie cumpărat cartea lui, poate. Nu știu, nu știu, dacă se vinde, unde se vinde și detalii, poate, poate dacă am căutat pe net, poate am găsit ceva despre viața lui Vasile Ademescu. Și asta am ales să vorbesc despre Vasile Ademescu, pentru că cred că merită omul ăsta și merită mai mult și merită să fie cunoscut și merită să aflăm că printre noi sunt exemple și sunt oameni care și-au depusit condiția și oameni care nu s-au lăsat bătuți și, și care în continuare și-aduc ceva lumea aceasta, că contribuie, adică scrie, face lucruri interesante, e un om e un om frumos din toate punctele de vedere. A, și asta a fost... Asta a fost ce am vrut să povestesc despre Vasile Adamiescu. O zi în continuare plină de lumină, cum am spus, și o zi în care să ne aducem aminte de oameni frumoși care am cunoscut în viața noastră.